este premiul pentru Confidex, cel mai curajos proiect pro-business pe care îl oferim companiei Impetum Group. Îl avem alături de noi pe Andrei Cionca, CEO și cofondator Impetum Group. Și aș vrea să spun despre Confidex, este invitația lansată de Impetum Group, businessului românesc, de a folosi criza pentru o reconstrucție strategică și corectă pentru o economie mai solidă în România. Proiectul radiografiază pas cu pas efectele crizei coronavirusului asupra economiei și pune accent pe elementele care redau încrederea mediului de business în economie. Bună seara și felicitări, domnule Cionca! Bună seara, mulțumim foarte mult pentru premiu. Felicitări pentru ceea ce faceți. Îmi plac foarte mult titulaturile premiilor. Nu vă ascund faptul că mi se pare acest titlu al premiului nostru ca fiind cel mai curajos proiect, un titlu extrem de reconfortant și în același timp mă bucur că premiați toate eforturile astea ale noastre. Într-adevăr, prin Confidex noi asta încercăm să facem, să înțelegem ce se întâmplă în economie, să înțelegem care sunt efectele de termen scurt și pe termen lung provocate de această criză sanitară și criza economică și încercăm ca prin platforma pe care am creat-o, o platformă de dialog între managerii români, să încercăm să scurtăm efectele negative ale acestei crize și să ne aducem aportul cum putem la diminuarea pierderilor din economia românească. Vă mulțumim încă o dată pentru premiul acordat și suntem atât de dumneavoastră și în viitor. Și noi vă mulțumim și vă dorim mult succes în continuare.